Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în apusul soarelui zilei în care i-am pomenit pe Sfântul Teodot și Isihie. Amândoi venind, cum spun tot timpul, de foarte departe în istoria bisericii. Astăzi a fost și ziua în care am încheiat în biserică lectura din canonul cel mare. Ea va fi recitită peste câteva săptămâni în întregime, într-o slujbă cu totul și cu totul specială, de o frumusețe ieșită din comun, chiar dacă lungă pentru gustul oamenilor cărora le place să fie totul soft și foarte rapid, o slujbă care poate să nască în inimile noastre vederea lui Dumnezeu prin pocăința noastră. Cuvântul de astăzi se leagă de Psalmul 49, cel care ne urmează îndeaproape gândului. El începe așa, este un psalm al lui Asaf: Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseții Lui, Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea, foc înaintea Lui va arde și împrejurul Lui vifor mare. Vi se par cuvinte din psalm, el continuă în același ton de mărire a Lui Dumnezeu. Dar dacă stăm să gândim împreună asupra cheii lecturii acestui psalm, am găsit la Sfântul Ioan Gură de Aur o astfel de cheie. Când este vorba despre răsăritul soarelui până la apus, arată despre lucrarea de toată vremea a lui Dumnezeu, dar mie îmi place cum interpretează el aceasta: foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare, aducând aminte de cinzecimea care urmează ca pogorârea Duhului Sfânt după momentul învierii Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, în psalm găsim, ca întotdeauna, prototipul, sau dacă vreți, antitipul, multora dintre sărbătorile pe care le prăznuim și multora dintre momentele prin care Domnul Hristos trece în viața Lui cotidiană către viața noastră cotidiană. Pentru că nu e așa? Tot ceea ce prăznuiește biserica este o trecere dinspre Hristos, spre noi și dinspre noi înapoi către Hristos, în încercarea aceasta binecuvântată, deloc frauduloasă, de a trece o frontieră pe care noi, oamenii, o punem. Frontiera distanței între noi și Dumnezeu. Domnul nu gândește așa. Domnul gândește totdeauna vecin cu noi. Și dacă, într-un fel sau altul, vă gândiți adânc în inima frăților voastre, veți vedea că de fiecare dată e așa, lângă noi, pe bancă, lângă noi, în viața de zi cu zi. Merită reamintit, într-un fel sau altul, psalmul acesta și din alt motiv. Într-unul dintre versete se spune așa: jerfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Cu alte cuvinte, Domnul este cu noi în toate zilele vieții noastre. Jertfa de laudă, adică plusul nostru de rostire frumoasă la adresa lui Dumnezeu, înseamnă și împlinirea noastră ca oameni. Să ne împlinim ca oameni. Mâine este o nouă zi.